ia cartea după masă sau ia cartea de pe masă? Mi-a trecut durerea de gât sau mi-a trecut durerea în gât? Legea 2/2013 sau legea 2/2013? Vorbim astăzi despre prepoziții și mai exact despre prepoziția potrivită la locul potrivit. Mai întâi, o scurtă precizare. Prepoziția este un cuvânt mic, folosit doar ca instrument gramatical. Școlarii de clasa a treia o numesc cuvânt de legătură, pentru că rolul său chiar acesta este, să facă legătura dintre alte părți de vorbire. Dacă este mic, nu înseamnă însă că este și fără importanță. Folosirea nepotrivită a prepozițiilor poate schimba sensul mesajului. Una este dacă spun ia cartea după masă, alta dacă spun ia cartea de pe masă. Prepoziția după trimite la următoarele sensuri: în dărătul, înapoia sau în spatele. De pildă, livada se afla după casă sau vin după dumneavoastră. Mai poate arăta motivul unei acțiuni, ca în exemplul, îmi pare rău după timpul pierdut, sau indică finalul, a plecat după o săptămână. Desigur, utilizările sale sunt mult mai numeroase și cu sensuri variate. Ceea ce ne interesează aici însă este faptul că nu trebuie confundată prepoziția simplă după cu prepoziția compusă de pe. În enunțul ia cartea după masă, după poate să trimită la ideea că acea carte se află în spatele mesei. Dacă obiectul se află pe masă, enunțul corect este ia cartea de pe masă. În perioada aceasta de trecere de la iarnă la primăvară, multă lume se plânge de dureri în gât sau de gât. Prepoziția corectă aici este de, chiar dacă în, ni se pare nouă, localizează mai bine afecțiunea. Să privim spre comparație și la alte simptome. Durerile pot fi de cap, nu însă și în cap. Pot fi de picioare, nu în picioare. De spate, nu în spate. Construcția cu prepoziția de este așadar o structură specifică limbii române pe care, deocamdată, nu avem motive să o schimbăm. Dacă tot am zis de dureri, să mai vindecăm câteva din cele ale limbii române. Suferă cu ficatul sau suferă de ficat? Răspuns corect, suferă de ficat. De arată aici cauza suferinței. El intră pe ușă sau prin ușă? Răspuns corect, el intră pe ușă, căci prin arată că ușa nu se deschide, iar ca să intre, el este nevoit să o spargă. Legea 2/2013 sau legea 2/2013? Răspuns corect, legea 2/2013, deoarece per este un termen comercial și înseamnă pentru. Cu alte maladii ale limbii române ne vom întâlni într-o rubrică viitoare. Sunt Eugenia Drișcu, numai bine!